După ce acum mai bine de două săptămâni polițiștii au descins la mai mulți braconieri, astăzi a fost organizată o altă astfel de acțiune. Polițiștii prahoveni au efectuat mai multe percheziții la persoane bănuite că ar fi braconat căpriori și mistreți, utilizând arme de foc deținute ilegal. Descinderea au avut loc în orașul Băicoi și în localitățile Scorțeni și Ștefești. Colegii mei din cadrul serviciului arme explozive substanțe periculoase au descins în această dimineață în 9 locații din județul Prahova. Este vorba despre 8 persoane bănuite pentru săvârșirea unor infracțiuni de deținere și uz de arme letale, dar și de braconaj cinegetic. Conform cercetărilor, faptele ar fi fost comise în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016. Persoanele în cauză ar fi organizat partide de vânătoare ilegale în diverse locații din județul Prahova, iar în urma acestor partide de vânătoare ar fi braconat mistreți și căpriori, utilizând arme letale fără drept. 8 persoane au fost aduse pentru audieri la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova. Rămâne de văzut dacă vor fi reținute. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat trofee, arme, muniție și carne de vânat.